Bună seara, Aurel. Bună seara tuturor! Așadar, astăzi vom vorbi despre un nou produs al companiei Tiens, care a apărut la noi. Se numește extract pe bază de colagen. Este un produs care va fi foarte, foarte căutat, pentru că piața îl cere. În primul rând, vorbim de colagen, dacă ne gândim foarte bine la structura pielii, dar nu doar. Colagenul există și în alte structuri ale corpului nostru, precum oasele, precum tendoanele, ligamentele, toate zonele cartilaginoase conțin colagen. În primul rând, dacă vorbim de structura pielii, după cum vedeți, pielea noastră este formată din mai multe straturi, dar astăzi eu aș dori poate să vă spun puțin mai multe despre partea de piele. În momentul când vine vorba de îngrijirea pielii, de multe ori nu știm multe despre acest organ. Poate că astăzi vă voi surprinde cu câteva lucruri interesante despre acest organ, care este unul, în primul rând, dintre cele mai mari organe ale corpului uman. Nu știu dacă știați, pielea întinsă a unui om adult acoperă cam o suprafață de circa 2 metri pătrați. Totodată, pielea reprezintă aproximativ 15% din greutatea corpului nostru. Există două tipuri de zone de piele, cele păroase sau glabre, adică fără, da? Pielea noastră este construită din trei învelișuri, după cum vedeți, epidermul, care este impermeabil, este rezistent și suplu. Avem partea de dermă, deci dermul, în care se află inclusiv firele de păr, glandele sebacee, și avem partea de hipoderm sau stratul subcutanat, alcătuit din celule grase, vase sanguine și, bineînțeles, nervi. Fiecare centimetru al pielii tale are o elasticitate și o rezistență anume, care diferă de la o zonă la alta. Spre exemplu, de la încheieturile degetelor este foarte diferită de cea de pe abdomen, de exemplu. Cea mai subțire piele se găsește pe zona de pleoape. De obicei are cam grosimea de 0,02 mm. Cea mai groasă piele se găsește pe tălpi și are grosimea de 1,4 mm. Țesutul cicatricial, de exemplu, îi lipsesc părul și glandele sudoripare. Firele de păr cresc într-un interval de 2 până la 6 ani. Pierdem zilnic între 20 și 100 de fire de păr pe zi. Firul de păr este alcătuit dintr-o proteină numită keratină, la fel ca și partea de unghii. Fiecare fir de păr este dotat în mod individual cu un mușchi erector. Acesta face posibilă, în mod individual, această stare a firului de păr. Acest mușchi permite, de exemplu, să se zbârlească atunci când suntem într-o stare emoțională mai intensă. Sau, de exemplu, când se activează funcția de termoreglare la o temperatură scăzută pentru a reduce pierderea de temperatură a corpului. Keratina, această substanță, formează de asemenea, lângă partea de păr, v-am spus, și unghiile, și la fel, inclusiv, stratul exterior de piele, care noi îi spunem piele exfoliată sau piele moartă de pe corpul nostru. Peste 50% din praful din casă, nu știu dacă știați, este alcătuit din celulele moarte ale pielii descoamate. Lipidele sunt grăsimile naturale care mențin sănătos și hidratat stratul exterior al pielii. Deci dacă nu sprijinim aceste grăsimi, vom pierde o cantitate bună de apă. Sunt acele persoane care transpiră abundent, la care le lipsesc această parte. Lipidele din pielea noastră, mai ales trebuie să avem grijă, pot fi ușor distruse de către detergenții pe care îi utilizăm sau de alcool. În fiecare minut, pielea unui om pierde în jur de 30.000 de celule moarte. Pielea
are propriul microbiom al bacteriilor, format din peste 1000 de specii. Nu știu dacă știați acest lucru. Pielea noastră are în jur de 1 triliard de bacterii individuale. Transpirația, în mod normal, nu are miros. Și bacteria este cea care cauzează și emană acel miros neplăcut pe zona de piele. Glandele care produc ceara în urechi, de exemplu, sunt glande sudoripare speciale. În medie, cam 14 specii de ciupercă trăiesc doar între degetele de la picioare, de exemplu. Da? O altă parte importantă a pielii este melanina, care conduce codul acesta al culorilor, pigmentarea. Culoarea pielii este rezultatul unei proteine, da? Aceasta numită melanină. Celulele mari, de tip tenticular, se numesc melanocite și ele produc și distribuie această melanină. Pielea noastră vine într-o gamă destul de largă de culori din toate părțile lumii, după cum bine știți. Cam aproximativ 7% din celulele pielii sunt melanocite. Toate acestea au același număr de melanocite. Culoarea pielii se datorează activității lor și nu a cantităților. Asta e important. Unul din 100.000 de persoane suferă de obicei de albinism, datorat lipsei acestor melanocite. Când sunt acele persoane decolorate, cum le spunem noi. De asemenea, culoarea ochilor este dată tot de această melanină. E vorba de această pigmentare pe zona de iris. Partea anterioară, de exemplu, a globului ocular este acoperită de cornee, iar aceasta este transparentă și foarte sensibilă. Durează cam până la 6 luni, de exemplu, la bebeluși, să-și dezvolte tonul permanent al pielii. Acnea, de exemplu, este cauzată de o supraproducție din celule care se suprapun cu glandele sudoripare. Uneori, de exemplu, copiii dezvoltă acnee în primele săptămâni de viață. Nu știu dacă știați, 4 din 5 adolescenți dezvoltă cel puțin o formă de acnee. 1 din 20 dintre femeile adulte suferă de acnee. 1 din 100 de bărbați la fel suferă de acnee. Furunculele, de exemplu, sunt cauzate de bacteriile stafilococite, care se găsesc la nivelul pielii. Acestea, de exemplu, poate să intre printr-o tăietură minusculă care, de exemplu, penetrează un folicul al firului de păr. Așadar, nu știu dacă știați aceste lucruri despre piele. Pielea noastră, după cum vedeți, după pragul critic al vârstei de 25 de ani, starea ei fiziologică începe să se înrăutățească pentru toate doamnele. Pielea care, într-un mod normal, a făcut mândre, începe să îmbătrânească. Iar aceasta începe să lucreze rapid din cauza acestei pierderi de colagen, cauzată nu doar de vârstă, ci inclusiv de mai mulți factori din jurul nostru. În primul rând este vorba de stresul oxidativ, cel cotidian, al vieții de zi cu zi și atunci sigur că da, aceste urmări le observăm la nivelul pielii, al unghiilor, al părului. Deci toate se datorează acestei îmbătrâniri, cum spunem noi, înaintate. Iar pe de altă parte, mai sunt și alți factori care influențează activitatea pielii, lângă factorii naturali, cum spunem noi, soarele, de exemplu, după cum vedeți, lumina puternică, deci razele ultraviolete afectează pielea, de exemplu, pe la 7,2 deja poate să producă microarsuri la nivelul tegumentului. Pe de altă parte, odată cu înaintarea în vârstă, deci toate mecanismele, după cum bine știți, încep să scadă în activitate, iar, bineînțeles, nivelul de antioxidant scade foarte mult și sigur că afectează pielea. De aceea putem să ne ajutăm pielea, de exemplu, prin a folosi o protecție solară, dacă ne expunem la soare, printr-un consum adecvat de apă, un somn odihnitor, printr-un consum mai variat
de hrană, prin suplimentare, de exemplu, cu colagen, suplimentare cu vitamine esențiale, da, cum este vitamina A, vitamina C, vitamina D2 sau D3, care ajută la reducerea, de exemplu, a petelor de piele. Vitamina C lucrează ca și antioxidant. Vitamina E lucrează ca și regenerator pe zona de membrană celulară și asigură inclusiv și o protecție solară. Deci, așadar, avem surse cu care ne putem ajuta pielea. Respectiv, trecem la partea de colagen. Colagenul, în primul rând, trebuie să știți că este o proteină importantă în corpul nostru care formează structuri moleculare, care la rândul lor ne conferă o susținere bună, în primul rând, a oaselor, a stabilității corpului, a pielii, a tendoanelor, a arterelor, a tuturor organelor interne, din tot ce înseamnă organism viu uman. Pe de altă parte, reprezintă 30% din proteinele organismului nostru și este principalul component al tuturor țesuturilor conjunctive, al cartilagilor, da? Și a suprafeței osoase. Există cam peste 20 de tipuri de colagen în organismul nostru. De aceea, de exemplu, colagenul de tipul 1 se găsește în cea mai mare cantitate. El reprezintă cam 90% din totalul de colagen din corp. Calitatea lui se deosebește, în principal, la anumite criterii care țin cont de sursa și proveniența acestuia, de puritatea și tipul acestuia. În prezent, eu pot să vă spun ceea ce se folosește. În principal, sunt două tipuri de colagen. Extractul de colagen din surse animale, care se folosea până acum în special de vită și de porc, și sigur, a doua sursă este colagenul din pește. Ca și parte de siguranță, trebuie să vă spun, până de curând, aceste principale surse de colagen pentru utilizare industrială, farmaceutică și cosmetică erau cele provenite din carnea de vită și de porc. Cu toate acestea, au dus la apariția multor boli și probleme. Inclusiv aceste animale, de exemplu la vită, după cum bine știți, encefalopatia spongiformă, da? Bovină, care a dus la această boală, cum se spunea, vacii nebune. Sau ce să vă mai spun de gripa porcină, care până la urma urmei a condus această societate științifică la căutarea unor surse diferite de colagen. Studii clinice recente au examinat siguranța conținutului de bacterii și virusuri în colagenul de pește, de exemplu. Mai precis, din peștele tilapia, care era cel mai folosit, și a arătat că utilizarea sa este întru totul sigură pentru corpul uman. Cum se obține acest colagen din pește? Pentru colagen, în primul rând, se aleg pește de apă de mare adâncime. După elevarea sa din acest pește, colagenul este supus unei prelucrări prin care se elimină orice miros sau gust neplăcut. Aici, în această imagine, vedeți și partea aceasta de extracție, numită PEPA. Iar partea de biodisponibilitate a colagenului din pește, în comparație cu alte tipuri de colagen, este cea mai ridicată. Deci se absorbe într-un grad mai ridicat și cu un ritm mai rapid. 90%, de exemplu, se absorbe în decurs de 6 ore de la consum. Biodisponibilitatea ridicată se datorează, în primul rând, greutății moleculare reduse și a raportului său unic în aminoacizi. Aceștia conferă, în plus, și o temperatură scăzută de denaturare. Aceasta se folosea pentru descompunerea proteinelor. Această proprietate îl deosebește semnificativ de alte tipuri de colagen, deoarece
după foarte multe studii, s-a demonstrat că aceste proteine denaturate ale colagenului, în afară de rolul lor structural, mai contribuie semnificativ la controlul funcțiilor celulare, cum ar fi, de exemplu, forma și ritmul de regenerare al celulelor noastre. De aceea, după cum vedeți, și acest peptan poate crește nivelul de hidratare al pielii până la 28%, după 8 săptămâni poate reduce formarea ridurilor și poate crește supleția pielii cu până la 19% în 12 săptămâni. Da? Acest produs deci de colagen din pește oceanic, el se numește Naticol. Este varianta cea mai digerabilă, unde mărimea acestor peptide este sub 2000 de Dalton. Astfel este foarte rapid asimilat și în totalitate. Diferența față de alte produse, de exemplu, poate fi utilizat și de persoanele, de exemplu, cu o dietă autoimună severă, care, de exemplu, nu folosesc alimente de la mamifere sau din alte surse. Colagenul de obicei este produs din acest pește și conține, de exemplu, mai multă glicină față de colagenul extras, cum era până acum, din porc sau vită. Beneficiile sunt multiple. Da? În primul rând, dacă ne uităm foarte bine, contribuie la refacerea majorității structurilor și țesuturilor din corpul nostru. De aceea, vedeți, frumusețea vine din interior. Sănătatea oaselor și articulațiilor, sănătatea pulmonară, a sistemului circulator, gastrointestinal, muscular, al ochilor, al pielii, părului și unghiilor, da? Pe de altă parte, ne menține și o stare bună a greutății corporale. Da? Este foarte, foarte benefic și pentru cei care efectuează foarte mult efort fizic susținut. Și sigur că da, este unul dintre cele mai bune promotoare pentru sănătatea articulară a tendonelor, deci tot ce este legat de locomoție. Principalele ingrediente ale produsului nostru, acest TN's Collagen Glow, da? În primul rând, trebuie să vă spun, conține multe alte ingrediente, o să le luăm pe rând pe fiecare, dar trebuie să știți că aceste peptide din colagen susține, în primul rând, hidratarea bună a pielii, reduce nivelul de riduri, întărește rezistența la îmbătrânire și, pe de altă parte, stimulează și menține o funcție bună a tuturor organelor interne. Deci, după cum vedeți, nu conține nicio substanță care să nu corespundă standardelor internaționale, da? De aceea v-am spus, este un proces obținut prin această hidroliză, da? Și cu aceste molecule mici, în jur de 2000 de daltoni, ceea ce este foarte important, de aceea se absorbe foarte rapid și foarte ușor de utilizat. Pe de altă parte, avem extractul de ginseng pentru a crește nivelul de energie în corp. După, nu știu câte știți despre acest ginseng, el este un produs de excepție și utilizat în medicina chineză de foarte mulți ani. Eu când eram la dânsii și ne explicau despre ginseng, pot să vă spun că ne spuneau că are un trecut de peste 6.000 de ani. El mai este cunoscut sub denumirea științifică ca fiind Panax ginseng. Poate că așa ați auzit despre el. Este o plantă perenă care se întâlnește atât în flora spontană cât și în cea cultivată. În China se găsește în munții Changbai. Pe de altă parte,
Trebuie să știți că în tradiția chineză, cuvântul ginseng, nu știu dacă știți ce înseamnă, el spune așa, înseamnă esența pământului în formă de om. Deci asta înseamnă ginseng. Trebuie să vă spun, există cam 11 tipuri diferite de ginseng, iar toate sunt folosite pe post de remediu în tratarea multor afecțiuni. Ginsengul stimulează memoria, concentrarea, crește libidoul, este benefic pentru sistemul imunitar, ajută în combaterea depresiei, ajută organismul să lupte contra infecțiilor, sprijină corpul în a elimina anxietatea, ajută în a regla oboseala cronică, este utilizat în tratarea febrei, da? Fiind un remediu foarte bun de tip yin. Ajută în indigestie, în infertilități și nu numai, nu știu câte aș putea să vă spun despre el. Haideți să vedem puțin ce ne spune această medicină chineză. Ne spune că acest ginseng, da, este folosit de mai bine de 6.000 de ani pentru proprietățile sale terapeutice. Dar trebuie să vă spun că, de asemenea, mai era utilizat și în India, mai exact în așa numita medicina ayurvedică. Acest ginseng este utilizat de mii de ani în scop terapeutic în toată zona Indiei, Siberiei, Chinei, Japoniei, Vietnamului și mai nou în Canada și Statele Unite. Aceste proprietăți care le are această plantă, acest ginseng, sunt o mulțime de proprietăți. De la cele, de exemplu, antiinflamatoare și antialergice, până la proprietățile anticonvulsive, sedative ori hipotensive. Deci, vedeți, se poate da și în cea mai gravă boală acestui secol, aceste probleme circulatorii. De asemenea, trebuie să știți că această plantă este atât de renumită pentru aceste proprietăți curative pe care le deține și de menținere a stării de sănătate și a stării de bine a organismului. Era de-a dreptul venerată. Planta, nu știu dacă știți cum arată, vedeți aici în imagine partea de rădăcină, care se vede acolo, are cam un metru înălțime, are cam 5-10 cm grosime, înflorește după cel puțin 4 ani de zile, iar rădăcina se recoltează după minimum acești 4 ani, dar ideal, în mod normal, chinezii o culegeau la 6 ani. Rădăcina de ginseng are aspectul, și vedeți aici în imagine, așa ca și o purpuriță, sau cum să vă spun, iar frunzele sunt în formă ovală. Perioada de maturare a plantei este cam acestea 4-5 ani de zile. Aceste ingrediente active, benefice pentru sănătatea noastră, se regăsesc în această plantă imediat după cultivare. Însă trebuie să știți că de aceea trebuie acești 4-5 ani ca și zona aceasta de rădăcină să ajungă la maturitate. Aici se regăsesc într-o concentrație destul de mare o droaie de elemente vitale pentru corpul nostru. De aceea este folosit în scop terapeutic din vechime. Aceste substanțe se numesc ginsenzoide, care se găsesc la nivelul acestei rădăcini mature de ginseng. Și se găsesc până în jur de 3% per plantă. Ceea ce face acest ginseng ca fiind o plantă minune pentru sănătate, așa cum era și notat în compendiu național. După cum poate ați auzit, aceste glicozide și cu ajutorul vitaminelor B
ele se regăsesc în acest ginseng și de aceea cu ușurință ne ajută ca să reglăm starea de stres. Chiar perioade îndelungate, să știți. Totodată contribuie la reglarea nivelului de cortizol. Ginsengul este renumit ca fiind această plantă adaptogenă, instalându-ne această stare de bine și de calm, această liniște mentală. V-am spus, sunt 11 tipuri de ginseng. Cel mai căutat și mai renumit este ginsengul asiatic. Iar pe cealaltă parte a planetei este mai căutat ginsengul american, care se culege din munții Apalași. Poate ați auzit sau poate ați văzut în documentare. Ambele au în compoziție aceste ginsengzoide ca substanță și trebuie să vă spun cam toate tipurile de ginseng conțin această substanță, unele mai puțin, altele mai mult, ca și concentrație. În primul rând, trebuie să vă spun că are un efect anti-îmbătrânire excepțional. Fiind foarte bogat ca și conținut de antioxidanți, care ajută să combată aceste efecte negative, după cum bine știți, ale radicalilor liberi și, bineînțeles, a acestui stres oxidativ. Așadar, acest efect anti-îmbătrânire ne ajută, în primul rând, la nivelul pielii, cât și la nivelul organelor interne. Și aici mai mult se referă cel mai rapid la întinerirea, cum spuneau chinezii, a tuturor organelor de tip yang, de cele care conduc, cele care dau, degajă energie. Studiile care s-au făcut în domeniul acesta al ginsengului, acest capitol, au demonstrat că inhibă procesul de formare a aridurilor, totodată mărind nivelul de hidratare la nivelul țesuturilor pielii, deci la partea asta de endodermă. De altă parte, aceste proprietăți care le are această plantă și un nivel de reducere acestui stres și anxietății, după cum v-am spus, fiind o plantă adaptogenă, acest ginseng induce această stare de calm și de liniște. Totodată ajută organismul să facă față cu bine expunerea la orice tip de stres. Consumul constant din această plantă poate să combată complet starea de anxietate demonstrată clinic în medicina chineză. Pe de altă parte, ne ajută pentru a întări sistemul imunitar. Ginsengul are această abilitate de a fortifica sistemul imunitar al corpului nostru. Sunt foarte multe studii făcute în acest domeniu și au analizat impactul pe care îl are acest ginseng asupra pacienților bolnavi de cancer, de exemplu. Ce s-a constatat, această plantă are abilitatea de a stimula activitatea celulelor de tip T. Mai mult de atât, ginsengul a demonstrat că are o droaie de proprietăți antivirale, antibacteriene și totodată antiinflamatoare, care sigur că da, sprijină acest sistem imunitar să lupte cu mult mai ușor cu aceste boli. O altă proprietate importantă este stimularea memoriei, a concentrării și a atenției. Ginsengul este capabil să îmbunătățească toate funcțiile cognitive. El totodată are un impact, cum să vă spun, direct asupra creierului. Mai mult decât atât, aceste ingrediente active pe care le conține au această abilitate de a proteja creierul de către acești radicali liberi și de efectele pe care aceștia îl au asupra lui.
Memoria, puterea de concentrare și atenția sunt sporite în momentul în care consumăm în mod regulat această plantă. O altă parte importantă a ei este pe zona de digestie. Îmbunătățește digestia. În consumul de ginseng, în special problemele digestive care sunt apărute pe fond de stres, care astăzi, cum să vă spun, ajung să fie numărul unu. Trebuie să știți, mai ales cum sunt crampele abdominale, colonul iritabil, starea de greață, diareea, mă rog, sunt multe simptome. Aciditatea crescută, de la stomac până la intestin. Toate acestea pot fi ameliorate cu ajutorul acestei plante. Pe de altă parte, vă mai dau o veste bună. Ginsengul era folosit și pentru a reduce nivelul de zahăr din sânge. Mai ales gândiți-vă pentru diabetici ce înseamnă. Și aici la fel s-au făcut o droaie de studii de către foarte multe state. Și s-a demonstrat că este benefic pentru toți cei care au probleme legate de această insulină. Ameliorează această rezistență la insulină. Și sigur că totodată ajută acești oameni, acești pacienți ca să-și revină și să țină în frâu glicemia. O altă veste foarte bună legată de activitatea pulmonară. Trebuie să știți că acest ginseng poate reduce procesul inflamator de pe căile respiratorii. Ameliorează tot ceea ce înseamnă simptome ale astmului. Da? Tot ceea ce este declanșat de acestea. Inclusiv lucrează foarte bine pe toate problemele legate de faringită, laringofaringită, tonsilită, sinuzită. Da? Deci aici la fel s-a observat cât este de importantă activitatea a extract din această plantă, da, care ne ajută în atâtea probleme. După cum vedeți, consumul din această plantă sprijină întreg organismul nostru. Aici aveți inclusiv și studii care s-au făcut în lumea aceasta mare și ceea ce înseamnă reglajul de energie datorită consumului acestei plante. După cum bine știți, acest ginseng e folosit pe scară largă. Este tot în lume. S-au făcut o droaie de studii. Ceea ce au demonstrat, extractul de ginseng proaspăt conține, după cum vedeți, de 5 ori mai mulți alcaloizi ca substanță față, de exemplu, de cel roșu. Sau mai mulți, de exemplu, decât cel alb. Așadar, trebuie să știți că ceea ce conține acest produs, după cum vedeți, are o biodisponibilitate cu mult mai mare. Aceste studii le găsiți pe internet ca să vedeți tot ceea ce este legat de compușii acestei plante, da? Și aceste substanțe de bază pe care o conține. Un alt ingredient important este mierea de manuka. Mierea de manuka, nu știu câte știți despre ea. În primul rând, trebuie să vă spun, în cea mai mare zonă unde se produce această miere de manuka este zona Noii Zeelande. Și mai este și partea de Australia de Sud. Deci astea sunt zonele unde se cultivează mai mult, să spunem așa. Cât e de mică țara asta, vedeți, Noua Zeelandă este
printre cei mai mari exportatori de miere de manuka din lume. Sigur că da, este cam pe locul 3 după China și Argentina, ca să știți. Importanța, de exemplu, acestui produs, această miere de manuka, să știți că a studiat-o foarte, foarte mulți. Și astăzi, din păcate, începe să se falsifice în multe zone. De aceea, de exemplu, se caută peste tot autenticitatea acestei mieri. Deci trebuie să fie de o calitate înaltă, ca să fie ca și aliaj introdusă într-un produs care, sigur că da, la scară mondială trebuie să fie de top. Dar, de exemplu, reglementările care s-au făcut legate de această miere ca și program de recoltare în aceste țări s-au și spus specia în care zonele în care stau aceste albine care culeg din aceste floricele trebuie să fie acest arbore de manuka. Adică specia acestui arbore se numește Leptospermum scoparium. Da? Acesta este acest arbore de manuka. Trebuie să vă spun că sunt făcute deja foarte multe teste clinice ca să se observe dacă într-adevăr autenticitatea acestei mieri este bună. Sunt 5 atribute verificate la calitatea ei. În urma a 2 teste. Se face un test chimic și un test de ADN la nivelul mierii. Testul chimic, de exemplu, analizează dacă conține 4 substanțe care trebuie să fie prezente în mierea de manuka. Adică prima substanță se numește acid fenol-lactic, a doua se numește metoxiacetonă, a treia se numește acid metoxid benzoic și a patra se numește acid hidroxifenol-lactic. Da? Deci, din punct de vedere chimic, sunt aceste 4 tipuri de ingrediente, iar la partea de test de ADN se analizează dacă aceste granule de polen, ca să stabilească în ce proporție sunt granule de polen de manuka. Deci este important. De aceea, vedeți, în definiția aceasta oficială care a fost dată și în această modalitate de clasificare, mierea de manuka pentru acești producători, de exemplu, au fost obligați să afișeze pe ambalajul produselor tipul de miere comercializat, adică monofloră. Ce înseamnă monofloră? Este realizată în totalitate sau în cea mai mare parte din nectarul florilor de manuka. Da? Sau celălalt tip este multifloră. Adică mirea de manuka multifloră este un amestec din surse diferite de plante unde cea predominantă este manuka. Deci asta e diferența. În acest slide, acolo în colți, observați în colțul din dreapta, dacă vă uitați, v-am pus și un pachetel din ăsta de miere pe care vă și arat, vă scrie exact, dar sunt obligat să treacă pe el. Dar specia aceasta de arbor nativă este în această zonă de sud a Asiei, pe zona de Noua Zeelandă și Australia. Da? Deci asta e zona în care se poate produce această miere de manuka. Trebuie să vă spun, mierea de manuka conține foarte multe ingrediente, da, care ne ajută organismul în refacere. Sunt acești acizi fenolici, tipuri de flavonoide, sunt vreo 20 de tipuri și am și arătat acolo, da, această hidroxiacetonă și respectiv metoxiacetonă. Sunt 2 tipuri care o conține. Și, sigur, sistemele de clasificare, da, care sunt la fel importante, de exemplu, acest
metilglicozal, acest MCO, da, este primul. După aceea se măsoară activitatea non-peroxidică, adică acest MCO. Asta mai poate să reprezinte, de exemplu, și alți indicatori specifici, doar mierii de Manuka. Mai este, sigur că da, se măsoară și activitatea non-peroxidică a mierii. O să vedeți acolo scrie NPA dacă vă cumpărați această miere. Sau mai este și ceea ce măsoară cantitatea de polen din miere, iar aceasta este trecută ca și kappa factor. Deci așa o să observați. Deci toate acestea reprezintă autenticitatea mierii de Manuka. Este, să știți, un produs extrem de căutat peste tot în lume, de aceea trebuie de fiecare dată să fim atenți la sursa de proveniență, pentru că, din păcate, și aceasta se falsifică. Un alt ingredient important al produsului nostru, Collagen Shot, sunt morcovii mov. Nu știu câte ați auzit despre ei. Morcovii aceștia purpurii sau mov sunt caracterizați, de exemplu, printr-un procent semnificativ de antocianți, adică acești pigmenti solubili în apă, care le conferă această culoare care îi caracterizează. Mai mult, aceste antocianine, care îi aparțin familiei flavonoidelor, și trebuie să vă spun că, prin urmare, sunt considerați antioxidanți puternici naturali. Sunt capabili pentru a preveni îmbătrânirea și sprijină activitatea telomerilor celulari. Acești morcovi au o culoare, după cum vedeți, exterioară, care tinde și spre violet, spre mov. Dar miezul este portocaliu sau roșu, în funcție de soiul care este. Nu știu câte ați auzit despre acest morcov, dar trebuie să vă spun, acești morcovi purpurii datează cam de peste 5.000 de ani. Mai mult se găsesc în teritoriile care ar fi astăzi, cum ar fi Afganistanul, de exemplu. Aceste legume s-au răspândit din această zonă cam spre toată Europa, prin schimburile comerciale care au fost și au fost chiar intense din Orientul, spre Orientul Mijlociu și spre Europa. În secolul al XVI-lea au fost efectuate cele mai multe experimente în Olanda, ca să știți, pentru a schimba culoarea morcovilor, transformându-i în portocaliu, și asta s-a făcut în onoarea dinastiei Orange. De aceea, de exemplu, de atunci, acești morcovi portocalii s-au răspândit în toată Europa și au înlocuit pe aceștia mov. Deci, ca să știți mica istorie de unde vine. Morcovul mov, trebuie să vă spun că este o legumă de toamnă și iarnă, ca și sezon. Se poate recolta din octombrie până în decembrie. Practic, el se seamănă undeva chiar după iarnă și cam, ce să spun, cum spuneau oamenii ăștia, cam 120, 130, 150 de zile durează această însămânțare. Soiurile de morcov mov, de exemplu, reprezintă aceste culori, adică violetul profund, care, de exemplu, zona de rădăcină este mai ascuțită și care poate ajunge chiar și până la 25 de centimetri, deci măricel. Iar miezul, centrul, este un portocaliu puternic. Este tipul acesta purpuriu, haze, cum îi mai spunea, care tinde spre un violet foarte închis, iar acesta cam undeva, cam până în 20 de centimetri crește.
Și sigur, avem și morcovii de Poliano, care sunt din Italia și la fel este o varietate în zona geografică, cam în zona San Vito, dacă cunoașteți Italia. Acești morcovi pulpurii de Poliano erau considerați ca și un aliment lent. Oamenii îl consumau pentru a-și încetini un pic digestia, pentru a scădea în greutate. Da? Deci acest morcov mov, trebuie să vă spun, că are cel mai mic conținut de zaharuri. De aceea, această caracteristică, de altfel, l-au introdus ca fiind un aliment bun pentru diabetici. Și la fel și extractele din ei. S-a demonstrat că cea mare prezență de aceste substanțe numite antocianți, de antocianine, se găsesc în acesta. Și este foarte, foarte benefic nu numai pentru diabetici, ci este foarte, foarte benefic și pentru cei care au varice, care au inflamații pe zona de colon sau care suferă de boli cardiovasculare. Ca și conținut, acești morcovi conțin apă cam 87 de grame, carbohidrați cam 8 grame, sigur pe 100 de grame, bineînțeles. Proteine cam 2 grame și fibre 3 grame. De asemenea, trebuie să vă spun un conținut bogat ale vitaminelor de tip B. Conține vitamina PP pentru tot ce înseamnă sistem neuronal. Conține vitamina C pentru o respirație celulară bună. Are o doză bună de vitamina D2 și D3, adică coleo și ergocalciferol, care, după cum bine știți, sprijină activitatea, în primul rând, a fosforului și a calciului în organismul nostru. Are o doză bună de vitamina E și, sigur că da, conține și săruri minerale, precum potasiu, fier, calciu, fosfor, magneziu și zinc. Are multe proprietăți benefice acest morcov mov, tocmai datorită acestei concentrații mare de antocianți. Trebuie să vă spun că acești antocianți, chiar într-o doză similară, se mai găsesc și în fructe negre, precum mure sau afine. Sau sunt mai multe tipuri de fructe de pădure care conțin asemenea antocianți ca și sursă bogată. Acești morcomovi se aseamănă cu această categorie, așa că este un aliment foarte, foarte benefic, de exemplu, pentru a preveni tot ceea ce înseamnă probleme legate de vedere, da? Bolile acestea oculare, care sunt destul de multe, tocmai datorită acestor antioxidanți foarte puternici, care combat întregime activitatea radicalilor liberi de pe fiecare zonă. Pe de altă parte, având acești antioxidanți naturali, care sunt deosebit de eficienți chiar și în cazul artritelor sau a astmului pe zona pulmonară, are efect antiseptic destul de bun și antiviral, dar pe de altă parte s-au folosit și se folosesc și astăzi, să știți, de destul de multe extracte din acest morcov mov, care ajută în rezolva o droaie de probleme legate de activitatea fungică în corpul nostru. Da? De aceea este un antifungic destul de bun. Are o capacitate bună de a ne îmbunătăți tot ceea ce înseamnă sistem de apărare, deoarece, datorită acestor substanțe, țin sub control activitatea microbilor, a bacteriilor, sigur că da, iar pe de altă parte, mai are încă o activitate bună, ne ajută ca să reducem nivelul de colesterol de tip jos, da? Joasă densitate. Acel LDL. Acest ajută ca să le eliminăm, în primul rând, de pe vasele sanguine. Dar totodată ne ajută și în circulația periferică, stimulând o datorită acestor antioxidanți. Ne ajută ca să reglăm
acele supape mici. Trebuie să vă spun, toți cei care consumă destul de mult din acest aliment numit acest morcov mov, sunt cei care pur și simplu se bronzează mai repede. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, pur și simplu pielea noastră are un contrast mai închis, mai rapid. Respectiv, aceștia îi găsiți astăzi. Adică, cum să vă spun, îi găsiți peste tot. În magazine, în supermarketuri, se aduc și la noi. Numai mai nou, vedeți că lumea, obișnuindu-se, de exemplu, prin transformarea acestuia în cel portocaliu, folosesc mai mult pe cel portocaliu față de acesta mov. Dar sigur că, da, dacă vreți să vă cultivați acasă sau dacă vreți să-l aveți în grădina dumneavoastră, puteți să găsiți semințe, se găsesc. Dacă intrați pe diferite site-uri, inclusiv Amazon, să mă aștept pe site-uri, deci se poate, cum să nu. Dar, haideți să revenim. Deci, este o tehnologie nouă care e dezvoltată pentru a obține acest produs. Această înghițitură de colagen, cum mi se spune, acest shot, da? După cum vedeți, combină toate aceste substanțe nutritive care sunt solubile în apă și totodată ulei împreună cu extracte naturale din aceste ingrediente funcționale. Această tehnologie de microemulsificare permite micronizarea acestor ingrediente, adică se absorb mult mai ușor. După cum vedeți, dimensiunea acestor particule este între 1 și 3 microni. De aceea, de exemplu, această biodisponibilitate a acestor ingrediente active din acest produs este foarte crescută. Ne oferă cea mai bună absorpție a nutrienților vitali, fără a fi nevoie de această digestie fizică, adică fără a se chinui organismul a utiliza energie. Da? Se absorbe foarte rapid. Sigur că da, pentru cine este potrivit. În mod normal ar fi potrivit cam pentru toată lumea. Dar sigur că da, în primul rând, să ne gândim la oamenii care vor să-și păstreze un aspect sănătos la nivel de piele, la nivel de tegument. Pentru cei care, de exemplu, vor să-și mențină oasele și articulațiile puternice. Pentru cei care vor să prevină subțierea sau căderea firului de păr. Pentru cei care vor la fel să prevină deteriorarea unghiilor pentru a menține o fermă și incasabilă activitatea acestora. Să sprijină arderea grăsimilor și pentru a întări musculatura. Pentru un nivel poate mai crescut de energie pentru unii, care poate depune efort fizic susținut mai mare. Pentru alții care vor să crească un nivel mai mare de antioxidanți. Poate că lucrează chiar în anumite medii toxice și au nevoie de mai mult. Sau pur și simplu pentru a ne crește imunitatea, mai ales în aceste zile în care suntem încălziți de tot felul de probleme din diferite părți. Așadar, acest produs, acest colagen shot, după cum vedeți, este la acest pliculeț. Un pliculeț pe zi este doza recomandată și veți observa după un consum de 90 de zile diferența. Am documentat destul de mult despre acest tip de colagen și despre aceste ingrediente împreună și trebuie să vă spun de aceea este nevoie de aceste 90 de zile pentru a regenera inclusiv zona subcutanată a pielii. Și atunci puteți să vedeți diferența. Uitați-vă numai proporția ca și conținut care o are această cutiuță. Deci se îndea un pliculeț pe zi și se îndea imediat după deschidere fiecare cu ce îi place. Cu un pic de apă sau un pic de ceiuț, deci nu e nicio problemă, deci se poate combina. Și sigur că da, o cutie conține doza pentru 2 săptămâni, deci 15 pliculețe. După cum vedeți, doza recomandată zilnic este acest 15 ml, deci un pliculeț. Da? Asta e doza recomandată zilnic.
are toate aceste ingrediente. Uitați-vă, are 2500 de miligrame de peptide din colagenul acesta de pește. Conține 835 de miligrame extract din ginseng. Are 100 de miligrame de mire de manuka. Și are 90 de miligrame de morcov și suc de lămâie. Și mai este încă un ingredient care nu-i trecut aici, este pentru gust. Și este un extract de ștevie care îl conține. Deci este chiar și bun la gust. Știm foarte bine de la multe persoane care consumau colagen, numai nu le venea să-l consume, că spunea că are un gust oribil și nu mai știa ce să facă. Trebuie să vă spun, acesta este destul de bun la gust. Chiar foarte bun la gust. Eu l-am probat și chiar este perfect și bun la gust. Se poate bea ușor. Așadar, eu sper că de mâine sau de poimine încolo îl vom avea în depozit și sper că și-l va achiziționa toată lumea. Este important pentru întreaga familie, mai ales în aceste vremuri în care chiar avem mare nevoie de el. Eu vă mulțumesc foarte mult și